Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. Discutăm astăzi despre un subiect interesant, cel puțin în această perioadă, pentru că ne apropiem cu pași repezi și de campania electorală, de alegerile locale și europarlamentare ce vor avea loc în data de 9 iunie și este mare forfot așa în întreg județul, întreaga țară și până la urmă cred că în întreaga Europa din acest punct de vedere. Astăzi vom vedea care este angajamentul pe care Alianța Dreapta Unită îl ia de fapt pentru județul Hunedoara, pentru Hunedoara, pentru toți hunedorenii. Pentru acest lucru l-am invitat astăzi alături de mine pe domnul Robert Muji, consilier județean din partea PMP și candidat la președinția Consiliului Județean Hunedoara din partea Alianței Dreapta Unită. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am regăsit, vă mulțumesc pentru invitație și sunt de fiecare dată onorat să fiu prezent în emisiunea dumneavoastră. Ne bucurăm să vă avem aproape, dar înainte de a intra puternic în acest subiect, nu putem să ratăm nici noi și probabil că nici dumneavoastră, în primul rând din postura de hunedorean, de om al locului, marele meci ce a avut loc aseară la Hunedoara, Corvinul CFR Cluj 4-0, iată, se scrie din nou istoria la Hunedoara din punct de vedere fotbalistic. Da. Îi felicităm în primul rând pe jucători, îi felicităm antrenorii și toți cei care au contribuit până la urmă pentru această mare, mare reușită a Corvinului, pentru că întreaga comunitate, tot suflul orașului și al județului, cred că a fost alături de această echipă. Așadar, într-adevăr, ați fost acolo. Am fost prezent la meci și pe această cale vreau să felicit și eu jucătorii, stafful tehnic, conducerea clubului sportiv pentru această performanță istorică care la Hunedoara, după 40 de ani, să se obțină o asemenea performanță este un lucru deosebit. A fost într-adevăr un meci extraordinar, cu dăruire foarte multă din partea jucătorilor. O pregătire foarte bună a meciului de antrenorul Maxim. Îi felicit încă o dată pe toți cei care au contribuit la această pagină de istorie scrisă la Hunedoara. A fost un meci care ne-a ținut într-o tensiune extraordinară, dar foarte frumoasă. Acum noi ca și hunedoreni suntem foarte mândri că Corvinul Hunedoara este în semifinalele Cupei României, în semifinalele Cupei României și suntem la fel de mândri și încrezători că putem totuși să ajungem și în finala Cupei României. Ar fi o performanță extraordinară, după 40 de ani Corvinul revine în fotbalul mare. A fost și este un eveniment extraordinar care se întâmplă la Hunedoara din punct de vedere fotbalistic, mai ales că noi vom avea cât de curând și un nou stadion, cel vechi urmând a fi demolat. Este o performanță foarte, foarte mare care s-a realizat și se va realiza la Hunedoara. Este un vis al hunedoreanilor. Și sperăm ca din sezonul următor echipa, având drept de promovare, să promovăm în prima ligă a României, pentru că acolo ne este locul. Corvinul Hunedoara trebuie să fie în prima ligă a României pentru că este o echipă fanion și emblematică a fotbalului românesc, iar noi ca și suporteri, ca și cetățeni nu numai a municipiului Hunedoara, cât și a județului, pentru că am văzut aseară foarte mulți oameni din județ, tineri care sunt studenți în Cluj, în Timișoara și în alte centre universitare, au venit acasă special pentru acest meci să fie alături de echipa Corvinul, să o susțină și a fost o atmosferă extraordinară și ar zic că al 13-lea jucător a fost publicul aseară numeros. Pentru a putea, foarte numeros, peste 12.000 de suporteri au fost prezenți la meci, stadionul a fost arhiplin și chiar a fost o atmosferă care de mult ne-am dorit-o la Hunedoara și sperăm ca în continuare să avem parte și cu noul stadion care se va construi.
de cât mai multe asemenea serii minunate oferite de acești băieți minunați, această echipă minunată și faniona județului Hunedoara, Corvinul Hunedoara. Iată cum fotbalul unește până la urmă, nu doar, pentru că de obicei în fotbal și politică toată lumea se pricepe, toată lumea este cunoaște în detaliu tot ceea ce se întâmplă, însă fie în spatele unor telefoane, unor laptopuri așa ascunși, comentează, aruncă tot felul de afirmații, mai puțin plăcute poate uneori, e valabil și pentru fotbal și pentru politică acest lucru, dar de data aceasta comunitatea s-a dovedit a fi una unită din acest punct de vedere și până la urmă toți au avut un singur scop. Să joace frumos în primul rând, să vedem spectacol pe teren. Acum rămâne de văzut cum se va juca în politică anul acesta. Eu cred că se va juca frumos și în politică, pentru că, exact cum spuneați dumneavoastră, seară la meci au fost foarte mulți politicieni de toate culorile chiar s-au politice reunit, și exact de toate, din toate partidele politice, da, am fost prezenți la meci și eu cred că și în campionatul electoral care, să spunem așa, a început an acest an și avem 3 rânduri de alegeri în acest an, politica să nu devină murdară și ne dorim o campanie frumoasă, o campanie curată, o campanie pe proiecte viabile, o campanie prin care să arătăm ceea ce s-a făcut, ceea ce se face și ceea ce se va face și ne dorim să facem în județul Hunedoara. Eu cred că toți factorii politici care sunt în acest moment în județul Hunedoara sunt pentru a dezvolta acest minunat județ al nostru și a reuși să facem lucruri mărețe și să continuăm ceea ce s-a început până în acest moment, pentru că sunt lucruri care sunt făcute bine până în acest moment în județul Hunedoara, dar noi ne dorim ca și Alianța Dreapta Unită pentru Hunedoara să construim un județ modern. Iar acest lucru vrem să-l facem cu oameni tineri, oameni bine pregătiți, oameni care studiază și au studiat foarte mulți în alte centre universitare și acum doresc acești tineri să se întoarcă în județul Hunedoara. De aceea eu am și început o campanie de așa numită mese rotunde cu tinerii din județul Hunedoara care sunt plecați și studiază în centre universitare precum Timișoara, Cluj, București, pentru a-i putea atrage, după ce termină facultatea, să revină în județul Hunedoara cu experiența care au acumulat-o și cu învățăturile acumulate în timpul facultății și să le pună în practică la noi în județ pentru a putea împreună cu ei să dezvoltăm în continuare și să aducem județul Hunedoara să fie un județ modern. De ce ne dorim acest lucru? Pentru că generația care contează pentru noi este generația tânără. Pentru că ei vin din spate și ei trebuie să asigure pentru acest județ o continuitate. Iar prin angajamentul pe care noi, Alianța Dreapta Unită, ni-l luăm pentru județul Hunedoara de a fi un județ modern, este prin proiecte care să vină în sprijinul tinerilor, în sprijinul antreprenorilor, în sprijinul oamenilor de afaceri, dar să știți că nu uităm nici sănătatea, nici turismul, nici agricultura, pentru că sunt lucruri importante care trebuie făcute și în aceste domenii. Iar noi ne propunem ca prin aceste mese rotunde care le facem cu tinerii în județ, întâlnirile care le vom avea cu ei și le-am avut, am avut 2 întâlniri până acum și vom avea multe întâlniri la aceste mese rotunde, să știți că ceea ce reușim să discutăm la aceste întâlniri este foarte benefic și foarte constructiv pentru ceea ce ne dorim noi pentru județul Hunedoara. Vin cu niște idei extraordinare, vin cu niște concepte noi de dezvoltare a UAT-urilor, a județului, vin cu o viziune
mult mai amplă față de ceea ce este în momentul de față. Nu spun că județul Hunedoara are o viziune învechită, dar trebuie tot timpul să acceptăm ce este nou, să acceptăm tineri în jurul nostru, să updatăm, exact, să ne aliniem la ceea ce... Și la viitor, în primul rând. La prezent și la viitor. Trecutul nu mai putem schimba. Trecutul este acolo și ne-l asumăm fiecare. Dar prezentul și viitorul trebuie să ne-l asumăm. Pentru că este foarte important noi ca și politicieni să atragem în echipele noastre oameni competenți, oameni bine pregătiți, oameni care să știe ce au de făcut pentru a putea să continuăm și să dezvoltăm și să modernizăm județul Hunedoara. Este, v-am spus, este foarte important să nu uităm nici de turism, de sănătate, de agricultură. Avem foarte mulți fermieri care își doresc să dezvolte această latură, pentru că, vedeți dumneavoastră, toată lumea vorbește de locuri de muncă. Într-adevăr, este o lipsă a locurilor de muncă, dar este o lipsă a locurilor de muncă bine plătite. Pentru că ne dorim ca acei investitori care vin în județul Hunedoara, acei investitori care vin și investesc în industrie, în agricultură, chiar și în sănătate, să vină și să ofere salarii competitive, salarii bune pentru a putea să-i atragem și pe cei tineri care, v-am spus, sunt plecați la studii în afara județului. Este destul de greu să-i mai aducem. Da, cât și pe cei care sunt acum în județ. Pentru că să știți că noi avem o pepinieră de oameni foarte inteligenți în județul Hunedoara. Sunt niște studii făcute și foarte mulți studenți care au plecat și învață în alte centre universitare sunt foarte bine cotați și sunt din județul Hunedoara. Avem și acum doi elevi care au fost acceptați la Harvard în Statele Unite și felicit pe această cale și pe profesorii lor și pe părinții și familia, pentru că și familia are o contribuție foarte importantă la educația acestor elevi și încurajez și pe alți elevi să studieze, pentru că știți cum, cine nu are carte, nu are parte. Era o vorbă foarte, foarte veche, iar în momentul când și actuală, da, și actuală, bineînțeles, pentru că trebuie foarte mult să ne updatăm, exact cum spunea și dumneavoastră, să ne pregătim, să fim foarte bine pregătiți, să fim în pas cu tot ce este nou, pentru a putea să putem să venim cu proiecte bune, proiecte viabile pentru județul Hunedoara. Sunt foarte multe lucruri care s-au întâmplat bune. De exemplu, v-am spus, legat de sănătate. Nu de mult am participat la inaugurarea unității de primire urgență a Spitalului de Urgență din Deva, unde a fost făcută o modernizare și o extindere a acestei unități. Au fost dotate cu aparatură de ultimă generație. Este un pas foarte important făcut de noi, de Consiliul Județean, o investiție care am avut și noi o contribuție destul de semnificativă din bugetul local, restul fondurilor venind de la ADR Vest, dar să știți că ne preocupă foarte mult sănătatea cetățenilor din județul Hunedoara, de aceea vom încerca să modernizăm cât se poate mai mult această unitate de primire urgențe din Spitalul de Urgență din Deva. Care deservește până la urmă deservește tot județul, da, avem numai o secție de cardiologie foarte bine pusă la punct, o secție de cardiologie care are aparatură de ultimă generație și poate face intervenții care până acum nu se puteau efectua la noi, la Spitalul Județean de Urgență. Da. Doar în Timișoara medicale sau în alte centre universitare. Se modernizează laboratorul de radiologie și imagistică medicală, laboratorul de medicină nucleară. Deci noi ca și Consiliul Județean, ca și consilieri județeni, am votat aceste proiecte și am votat aceste finanțări pentru a putea să dezvoltăm această latură a sănătății, să spunem, pentru că un popor și un județ sănătos
este foarte important pentru noi. Și educat, așa de educat, eu. Educat. Să știți că, da, și în educație, și în educație. Ne dorim un viitor mai altfel, un viitor mai bun pentru noi, pentru copiii noștri și pentru toți cei care vor veni. Pentru că, spuneați puțin mai devreme, trecutul e trecut, trebuie să vedem ce se întâmplă în prezent, da, și în viitor. Doar că trebuie să ne cunoaștem foarte bine trecutul. Da, este foarte important să ne cunoaștem trecutul și să ni-l asumăm. Dar în același timp nu trebuie să trăim în trecut, trebuie să trăim în prezent și să avem planuri și proiecte pentru viitor. Pentru că exact cum vă spuneam, angajamentul nostru al Dreptei Unite pentru Hunedoara este să construim un județ modern. Iar construirea acestui județ modern, Hunedoara, înseamnă avea o infrastructură modernă, avea o industrie modernă, o agricultură modernă, pentru că, v-am spus, fermierii sunt nemulțumiți pentru anumite situații prin care au trecut, dar noi sperăm ca prin ceea ce o să putem noi face ca și Consiliul Județean, să le asigurăm o infrastructură spre ceea ce își doresc dânsii, să încercăm să îi ajutăm prin consiliere și prin tot ceea ce putem noi să facem pentru a-și dezvolta această latură agriculturii. Turismul este una din prioritățile care sunt ale noastre pe ordinea de zi, să spunem așa, Alianței Drepte Unite. Iar ca să avem un turist modern, să avem un turism la standardele europene care ni le dorim, trebuie să avem o infrastructură foarte bine pusă la punct. Iar în acest scop, tot noi prin Consiliul Județean ne-am implicat prin modernizarea drumurilor spre cetățile dacice, spre Sarmizegetuza Regia, drumul de la Orăștie, Costești, Sarmizegetuza Regia, prin tot ceea ce înseamnă atragerea de fonduri europene, și avem într-adevăr la Consiliul Județean o echipă de a atrage fonduri europene foarte, foarte bună, condusă de o doamnă care chiar este profesionistă, doamna Paula Enus, care îi mulțumesc pe această cale pentru tot ceea ce face pentru Consiliul Județean și pentru munca care o depune pentru a atrage aceste proiecte europene. Este o muncă foarte, foarte mare, dar să știți că fără noi, consilieri județeni, aceste lucruri nu pot fi realizate. Poate cineva o să întrebe vreodată, bun, dar voi prin ce contribuiți ca și consilieri județeni? Păi noi contribuim în primul rând prin votarea acestor bani, acestor proiecte, acestor finanțări care sau partea de cofinanțare care ne revine nouă Consiliul Județean, pentru că noi ținem foarte mult ca județul Hunedoara să urce tot mai sus pe harta turismului din România. Să se dezvolte și din acest punct de vedere, pentru că este important turismul și din punct de vedere economic pentru județul Hunedoara. Să știți că un număr foarte mare de turiști care vine în județul Hunedoara, dacă îi asigură o infrastructură modernă pentru a putea ajunge la cetățile dacice sau, de exemplu, în stațiunile de schi, cum avem Straja, Parâng, Râușor, dacă le asigurăm o infrastructură modernă și prin dezvoltarea turismului se vor dezvolta și capacitățile de cazare, atunci ei vor fi atrase să vină cât mai mulți în județul Hunedoara. Să nu uităm Castelul Corvinilor, pentru că este emblema județului nostru. Da, iar aici, din fericire, lucrurile merg foarte merg bine. Foarte bine. În curând va demara și cel de-al doilea proiect depus de către primărie pe, evident, fonduri europene, pentru că ce ne-am face fără ele, vorba aceea. Este foarte bine că aceste fonduri europene vin și dezvoltă. Deci, știți care este problema? Nu are importanță cine este primarul sau președintele Consiliului Județean. Important este ca echipa care este în acel OAT-ul sau acele OAT-uri sau în Consiliul Județean să fie o echipă unită pentru a putea dezvolta și moderniza atât județul cât și OAT-urile respective.
Am văzut că și în Valea Jiului se implică foarte mult Consiliul Județean prin transportul Green Line, liniile verzi, linia verde de transport, prin tot ceea ce înseamnă infrastructură, turism, sănătate. Noi ne-am implicat și ne vom implica în continuare, pentru că ne dorim, v-am spus, să avem un județ modern, un județ condus de oameni tineri, un județ condus de oameni profesioniști, un județ care oamenii știu ceea ce au de făcut. Noi venim cu o experiență, acum vorbesc puțin de mine, cu o experiență de peste 25 de ani aproape în administrație, fiind urcând prin toate etapele administrației, să spun așa, și am învățat foarte multe lucruri de la oameni care, să știți, au fost foarte bine pregătiți și au reușit să ducă județul Hunedoara în anumite momente la un nivel ridicat al modernizării. Din păcate, s-a stagnat o perioadă destul de mult timp. Acum noi sperăm să venim și să reușim să putem să continuăm ceea ce este bine făcut în județul Hunedoara, să venim cu noi proiecte, să venim cu noi inițiative, să venim cu noi, cu o nouă viziune de dezvoltare a județului Hunedoara. De exemplu, pot să vă spun că sunt în discuție pentru a încerca să creăm pe lângă parcurile mari industriale care le avem în momentul de față în județul Hunedoara, mini parcuri industriale pe anumite zone în care s-au, de exemplu, în Valea Jiului, s-au închis la Aninoasa, sau uitați cum s-a făcut, de exemplu, la Petrila. Consiliul Județean, ați văzut că are niște investiții foarte frumoase la Petrila. Același lucru dorim să facem și la Aninoasa, dar pe parte de a atrage, de a face mini parcuri industriale pentru a putea să facem câteva, nu știu, să creăm 50, 100, 200 de locuri de muncă, pentru că este foarte oportun important. Este oportun și pentru mediul rural, spre este exemplu, este oportun și pentru mediul rural, vedeți ceea ce se dorește să se facă prin anumite comune, gen Băcia la noi în județ, sau și în alte comune. Este foarte important să găsim acea modalitate de a atrage investitori serioși. Nu vreau să fiu înțeles greșit, toți sunt investitori serioși, dar vrem să atragem investitori care să vină și să dezvolte județul, să vină cu dragoste pentru județul Hunedoara. Iar acest lucru se poate face doar prin felul de a-i crea acelui investitor anumite facilități. Exact, asta vreau să subliniez. Ei pot să vină cu toate intențiile bune, doar că trebuie să Venim și noi în sprijinul lor, da, exact. E important să venim în sprijinul lor cu un pachet de facilități. Am mai spus acest lucru, nu este prima oară că îl spun. Haideți să gândim un pachet de facilități pentru investitori, între 50 și 100 de locuri de muncă, în 100-200 de locuri de muncă. Ce facilități îi creăm acelei persoane care vine să-și investească banii societății lui într-un județ ca și Hunedoara, vrea să dezvolte, să facă o fabrică sau să facă poate două fabrici sau să-și dezvolte un business foarte bun în județ cu salarii motivante, pentru că ne dorim ca cei care vin să dea niște salarii foarte bune și motivante pentru oameni, pentru că dacă omul primește un salar bun, se dezvoltă și alte ramuri în jurul acestei situații. Pentru că dacă tu ai un salar bun, îți poți permite să mergi să cumperi de la magazinul din colț, poate nu de 100 de lei, poate de 200 de lei, să nu spunem, cum spunea un anumit... Și poate ai și norocul că acel magazin să fie al unui producător local. Da. Și atunci reușești să sprijini și fermierii, că tot spuneați de agricultori și tot ceea ce se întâmplă pe această latură a agriculturii, cu atât mai bine, nu? Sprijinim, e așa, un cerc care se închide sau ar trebui să se închidă la un moment dat. Un cerc care ar trebui să se închidă în județul Hunedoara, adică ceea ce producem aici, să vindem aici și banii se întoarcă din nou la cei din județul Hunedoara pentru a putea să dezvoltăm acest județ. Este, v-am zis, foarte important ca mediul de afaceri să fie stimulat pentru a putea să investească în județul Hunedoara, de a putea prin aceste mini parcuri industriale
să creeze locuri de muncă bine plătite, pentru că este foarte important ca aceste locuri de muncă să fie bine plătite. Oamenii trebuie să fie mulțumiți din punct de vedere financiar, pentru că atunci să știți că și lucrurile vor merge extraordinar de bine. Omul își va da interesul să muncească, administratorul, antreprenorul este mulțumit pentru că producția care o face este la un anumit nivel și v-am spus, este un lanț care se leagă foarte bine cu tot ceea ce înseamnă, de la industria producătoare la industria consumatoare, adică la magazinele și micile magazine sau chiar și marile magazine care sunt în județ, se vor dezvolta. Un județ care este cu salarii mari, un județ bogat, este un județ care merge spre o evoluție modernă, spre o evoluție constructivă și productivă. De aceea ne dorim ca județul Hunedoara să fie un județ în plină dezvoltare, un județ modern, pentru că noi, Dreapta Unită, asta este, de fapt, alternativa care noi vă propunem de a putea împreună și să veniți împreună și alături de noi să dezvoltăm județul Hunedoara și să le ducem să fie un județ modern, un județ care să fie în fruntea țării, un județ care să fie în fruntea clasamentului județelor din România. Multe statistici ne dau pe noi ca județ în top în ceea ce privește pensiile pe care le au mare parte dintre hunedoreni, dar pe ultimele locuri în ceea ce privește salariile. Este cumva o discrepanță destul de mare la acest capitol, pentru că tot spuneați de investitori, de locuri de muncă bine plătite și iată că statisticile ne arată o realitate destul de dură, să spunem. Să știți că, din păcate, statistica arată că județul Hunedoara este la coada clasamentului în ceea ce înseamnă salariile și veniturile pe cap de locuitor. Salariile sunt foarte mici în județul Hunedoara, iar statistica care ne-a demonstrat acest lucru ne-a întristat foarte tare. De aceea noi dorim, v-am spus, să venim cu un suflu nou, un suflu cu idei noi, cu idei novatoare, cu idei constructive, să putem să atragem acești investitori. Pentru că să știți că sunt foarte mulți investitori, chiar și străini, nu doar români, care doresc să vină spre județul Hunedoara, mai ales că acum infrastructura s-a modernizat și se va mai moderniza, urmând ca, după cum bine știți, la Sânduhalm să fie o descărcare de pe autostradă. Este un lucru foarte bun, pentru că așa vom lega și Hunedoara și Deva de autostradă mult mai bine, iar cei care doresc să facă investiții în zonă au o posibilitate foarte mare de a se... Pe ei transportul interesează foarte mult, adică să aibă legături foarte bune cu ceea ce înseamnă partea bune, de... Rapide. Bune, rapide, cu autostradă, cu tot ceea ce ține de infrastructură. Iar una dintre facilitățile care noi dorim să le facem este aceea de a putea să le oferim o infrastructură modernă pentru a putea să desfășoare o activitate cât mai bună la noi în județ. V-am spus, sunt anumite pachete pe care noi le-am gândit pentru a le propune legislativului din Consiliul Județean și spre OAT-uri, pentru a putea să facem acele pachete de facilități pentru investitori. E important să îi oferi omului un sprijin real în momentul când vine. Investitorul când vine să-i oferi un sprijin real, nu doar declarativ. Veniți că vedem noi ce facem. Veniți voi că vom găsi soluții. Nu, avem soluții. Astea sunt pachetele de facilități, astea sunt lucrurile care noi vi le putem oferi, iar dumneavoastră, dacă veniți și investiți la noi, județul Hunedoara, și creați, nu știu, 150 de locuri de muncă, noi putem să venim în sprijinul dumneavoastră cu acest pachet de facilități. Ei, aceste lucruri trebuie discutate, aceste lucruri trebuie puse foarte tranșant pe tapet și să știți că ține foarte bine și la tinerii care revin la ei, pentru că pentru noi sunt foarte importanți acești tineri bine pregătiți care au studiat la universitățile din afara județului, care noi dorim foarte mult să se întoarcă în județ, să fie aici alături de noi, pentru că spre surprinderea multora,
au o viziune foarte modernă și foarte constructivă pentru ceea ce înseamnă a dezvolta anumite zone. Doar că trebuie ascultați. Trebuie ascultați și trebuie ținut cont de ceea ce spun. Nu trebuie să spunem doar, știi, eu spun ce este bine și doar eu ce am spus este bine. Nu, nu este așa. Haideți să ascultăm părerile tuturor oamenilor și să luăm ceea ce este mai bun. Trebuie să lăsăm orgoliile deoparte. Nu mai trebuie să fim orgolioși că doar eu știu, doar eu cunosc, doar eu pot să fac tot. Nu. Munca se face în echipă. Echipa trebuie să fie făcută și cu oameni profesioniști, oameni foarte bine pregătiți, oameni care să știe ce au de făcut pe fiecare domeniu de activitate. Noi avem, v-am spus, eu în echipa mea am oameni care sunt fermieri care sunt foarte bine pregătiți și au studiat și au făcut, deci nu fermieri după ureche. Avem economiști foarte buni care lucrează pe partea de economie și pe partea de previziuni economice pentru județul Hunedoara. Avem oameni care se ocupă de partea de fonduri europene, dar aici v-am spus și repet și la Consiliul Județean este o echipă extraordinară care se ocupă de atragerea de fonduri europene și care și-a făcut o treabă și își face treaba extraordinar de bine. Ce lipsește județului Hunedoara în prezent? Care credeți că sunt minusurile pe care le are? Referitor poate și la unele oportunități de dezvoltare pe mai multe ramuri, să spunem, poate și a unor proiecte, nu știu, infrastructură rutieră, în turism, că tot spuneați dumneavoastră, unde credeți că avem probleme sau mai avem probleme din aceste puncte probleme de vedere? Sunt cam, să știți, pe toate palierele. Din punctul meu de vedere. S-au făcut foarte multe lucruri. S-a avansat, este corect. Adică, știți cum este? Ce este corect trebuie spus și trebuie asumat. S-au făcut lucruri bune, s-au făcut, infrastructura s-a dezvoltat, dar, din păcate, s-a ajuns la un anumit nivel și s-a plafonat. Toate s-au plafonat. Ei, aici, din blocajul respectiv, noi trebuie să venim cu ideile și previziunile care le avem pentru a putea să deblocăm această stagnare a ceea ce înseamnă dezvoltarea județului și să îl ducem la un alt nivel. Ei, ducându-l la un alt nivel, deja oamenii devin mult mai interesați de a veni spre județul Hunedoara. Din punctul meu de vedere, județul Hunedoara îi trebuie mai multă viziune, îi trebuie mai multă claritate, îi trebuie mai multă deschidere și mai mult, să spunem așa, pe lângă partea de viziune, o parte de performanță mai profundă, mai aplicată, pentru că este important ca cei care vin la conducere din 2024-2028, indiferent că este președinte de Consiliu Județean, consilier județean, administrator public. Vorbim și de echipă până la urmă, dar echipa de care aminteați dacă și echipa puțin mai devreme. O ai din oameni foarte bine pregătiți, din oameni care știu ce au de făcut, nu ai cum să nu poți să găsești acea viziune și acea dezvoltare modernă a județului Hunedoara. M-am spus, este importantă pentru mine foarte mult componența echipei, a oamenilor bine pregătiți. Nimeni nu poate să spună că este doar el deștept și restul nu. Echipa ta te poate ridica, echipa ta poate să fie alături de tine și să dezvoltați o anumită zonă, un anumit sector de activitate, dacă sunt bine pregătiți. Iar noi, ca și angajament al Dreptei Unite, ne l-am luat față de cetățenii județului Hunedoara de a veni în fața lor cu o echipă de oameni foarte bine pregătiți, cu o echipă de oameni serioși, o echipă de oameni care au în spate proiecte făcute, nu doar că vom face, deci se poate și vedea ce s-a făcut, se poate vedea ce este făcut și ceea ce ne dorim să facem în continuare. V-am spus, sunt lucruri bune care s-au făcut până acum în județul Hunedoara. Nu venim să spunem că județul Hunedoara nu s-a făcut nimica. Nu, sunt lucruri bune care s-au făcut, atât în sănătate, v-am spus, atât în infrastructură. Trebuie să mergem spre un alt nivel. Exact. Dar noi ne dorim un alt nivel, să depășim acest nivel la care suntem în momentul de față, să mergem la un nivel mult mai performant, la un nivel mult mai bun, pentru a ridica și nivelul de trai a locuitorilor
locuitorilor din județul Hunedoara. Pentru că exact ce spunea și mai devreme, nivelul de salarizare, din păcate, din statistici, nu spuse de Robert Mujic, din statistici, județul Hunedoara este la coada clasamentului. Acesta este un lucru care pe noi ne-a deranjat și ne frământă foarte tare. Să găsim soluțiile și le-am găsit, anumite soluții, pentru a putea să, v-am spus, atragem acei investitori care să vină în județul Hunedoara și să dea salarii bune, spre foarte bune, pentru a putea să fie acel muncitor mulțumit de salariul care primește, pentru că să știți că în momentul respectiv și muncitorul își va da interesul mult mai mult dacă va fi stimulat și remunerat. Unii dintre cei care ne urmăresc se întreabă acum cum ar putea administrația județeană, locală și așa mai departe să impună cumva antreprenorului, celui care vine și investește aici în județ, ce salarii să ofere angajaților. Nu poate să impună unui privat administrația locală, atunci, dar poate să-i spună, eu îți ofer ca administrație un pachet de facilități, îți ofer infrastructură rutieră, îți ofer tot ceea ce înseamnă ajutor din partea noastră ca și administrație pentru ca tu să-ți poți desfășura, dar condiția care noi nu o putem impune, dar o putem solicita, este aceea de a oferi niște salarii competitive pentru a putea să îți păstrezi oamenii și a putea să oamenii să fie remunerați pe măsura muncilor. Nu cerem nimic ca ieși din comun. Uitați-vă în salariile care sunt în alte județe unde de exemplu, în, nu știu, în Cluj-Napoca, să vă dau un exemplu. Salariile sunt la un nivel foarte ridicat, printre cele mai bune, datorită faptului că administrația publică de acolo a venit și a venit cu pachete de facilități pentru investitori, și nu mă refer la cei imobiliari, mă refer la investitorii care au venit și au creat în parcurile lor industriale fabrici, au mutat fabrici din Polonia, au mutat fabrici din vestul Europei spre România, pentru că aici avem o forță de muncă, să știți, destul de bine calificată, avem o forță de muncă care, dacă este bine plătită, să știți că muncitorul român își face treaba. Muncitorul român, dacă este bine plătit și lucrează într-o echipă cu oameni profesioniști, să știți că este, își face foarte, foarte bine treaba. Și de aceea ne dorim și noi, ca în județul Hunedoara, să vină acei investitori care să poată să ofere acele salarii competitive și noi, ca și administrație locală, venim în sprijinul lor prin tot ceea ce ține de noi legal, legal, repet, legal, să putem să-i ajutăm pentru a-și putea dezvolta business-ul. Ne apropiem de finalul emisiunii. La ce campanie electorală să ne așteptăm, domnule Mujic, în această perioadă mai tumultoasă, așa? Eu cred că trebuie să ne așteptăm la o campanie electorală făcută și bazată. Și cum veți aborda dumneavoastră această campanie? Pe proiecte. Deci, campania noastră electorală Alianței Dreptei Unite este o campanie care se va baza și se bazează pe proiecte viabile, proiecte concrete, o campanie pentru cetățean și în slujba cetățeanului, pentru că eu cred că și ceilalți colegi ai noștri de competiție, să spunem așa, vor aborda cu celeritate și cu respect această campanie electorală, pentru că de fapt nu este o bătălie sau o luptă, cum spuneau unii, este o competiție din care cel mai bun trebuie să învingă și trebuie să venim pe masă cu proiecte concrete, proiecte moderne, proiecte care să dezvolte în continuare județul Hunedoara, proiecte care să fie în sprijinul cetățenilor din județul Hunedoara, iar campania noastră Alianței Dreptei Unite se va baza doar pe lucruri concrete, lucruri viabile, lucruri care pot fi realizate și în slujba cetățeanului. Asta e, ați subliniat-o și probabil că este, sau ar trebui să fie, de fapt, cel mai important element, da, în slujba cetățeanului și pentru cetățean, pentru că în ultimii ani cetățeanul cumva, nu doar din județul Hunedoara, cred că din întreaga țară, se simte cumva așa dat la o parte în anumite situații.
Da, așa lucru... este, dar noi ne-am luat, de fapt, un angajament față de cetățenii județului Hunedoara. Deci angajamentul Dreptei Unite este acela de a moderniza și de a veni să construim un județ Hunedoara modern. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc și eu. Vă mai așteptăm aici pentru cu drag, oricând mă invitați, voi fi prezent în emisiunea dumneavoastră, pentru că îmi place să dezbatem proiecte și lucruri realizabile în județul Hunedoara. În primul rând pentru ei, cei care ne urmăresc și din județul Hunedoara și nu numai. Mulțumesc încă o dată, mult succes vă doresc. Mulțumesc frumos. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!